Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, a fost audiat astăzi în Comisia pentru Politică Externă a Senatului. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu, l-a mustrat pe ambasador pentru lipsa de diplomație de care ar fi dat dovadă în scandalul scrisorii lui Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Astăzi suntem în fața însă unei premiere absolute, și anume ca un ambasador să fie chemat să dea explicații în fața Parlamentului pentru o serie de declarații făcute în ultima vreme pe care eu le apreciez ca cel puțin neinspirat. Eticheta care se predă tinerilor diplomați în academiile diplomatice le impune acestora o sobrietate și o reticență în a face declarații publice fără mandat. Dacă domnul ambasador cumva nu a frecventat aceste cursuri, dacă nu cunoaște această regulă de aur, îi recomand călduros să încerce să prindă din zbor elementele principale a acestei științe și deopotrivă arte. În replică, George Maior a respins acuzațiile lansate la adresa sa. De afirmațiile despre calitatea mea de ambasador le resping categoric. Parteneriatul a evoluat excepțional. Dialogul politic a fost promovat la cel mai înalt nivel. Am fost primul stat din Europa Centrală și de Est care am vizitat Casa Albă și cu posibilitatea de exprimare în fața opiniei publice americane a intereselor naționale românești. Am făcut o afirmație despre o persoană privată, o persoană privată care a emis o opinie și spunând adevărul în fața opiniei publice românești, cred că m-am făcut datoria în interesul național românesc, pentru că altfel ar fi putut exista o percepție complet falsă. La finalul audierilor, președintele Senatului a anunțat că va trimite o scrisoare către Ministerul Afacerilor Externe despre activitatea ambasadorului George Maior.